2016. Multe aș vrea să doresc. Aș vrea să doresc să nu mai vă fie frica în spate tot timpul, să nu mai vedeți foame în jurul vostru și să fiți astfel fericiți. Aș vrea, eu am pretenția că trăiesc în cea mai frumoasă și mai minunată țară din lume. Aici eu sunt fericită și de aia aș vrea ca lumea din jurul meu să fie fericită. Nu poți să fii fericit atunci când ceilalți sunt triști și îngruntați și speriați. De aceea aș vrea să ne ajute Dumnezeu, că nu mai știu cine o să ne ajute. Să nu mai avem atâtea necazuri și să fim bucuroși, să ne trăim viața în liniște, cât o vrea Dumnezeu. La mulți ani să fie pe 2016, sunt lângă voi. În 2016 urez tuturor românilor, în primul rând, multă liniște, multă sănătate, le adresez cele mai frumoase gânduri cu putință, cu aceeași generozitate din totdeauna și să sperăm că împreună vom avea un an bun care va pregăti și ceilalți ani, sper din tot sufletul, din ce în ce mai bun. La mulți ani! Dragi români de pretutindeni, vă doresc un an nespus de bun, un 2016 cu sănătate, cu fericire și cu multe bucurii, dacă se poate. La mulți ani! E atât de obișnuit să adresezi o urare, dar e atât de rar ca urarea să fie, să aibă valoare în sine și nu, să nu fie formală. Dom'le, eu, în primul rând, tuturor românilor, da, întâi și întâi tuturor românilor, pe urmă tuturor celor care trăiesc cu noi, da? Cred că cea mai deplină dorința mea nu se adresează românilor și României. Da? Vreau ca țara mea să fie mai frumoasă, mai bogată, mai onestă, da? Și cu un viitor pipăibil, da? Nu așa la calendrii grecești, nu, am o fată de 25 de ani care vreau să se bucure de anii care vin. Și atunci pot să spun la mulți ani, România, să fii sănătoasă și să ai noroc. Îmi vine să spun, oameni buni, fiți puțin mai veseli, oameni buni, să vă dea pronia cerească, cei de sus, motive ca să fiți mai veseli, să piară neliniștea asta, care vine și ne invadează și din dreapta și din stânga și de sus și de jos. Există momente când ai speranță și când îți spui, ar trebui să fie mai bine și uite, e un moment când s-ar putea să fie mai bine și peste 5 minute vezi că se prăbușește. Oameni buni, haideți să ne adunăm energia pozitivă și să o adunăm și să încercăm să fim buni, să fim deștepți, să fim înțelepți și să fim pașnici. Mulțumesc! Pentru 2016, în afara gândurilor bune pe care le am pentru toți românii, indiferent de unde s-ar afla ei, le urez și mă includ și eu aici. Să avem parte de puțin mai multă liniște în această lume foarte zbuciumată, în primul și în primul rând. Pentru că unde te întorci, din păcate, lucrurile nu sunt în echilibru, nu sunt în armonie. Deci urarea principală este cât mai multă liniște, prin asta înțelegând o așezare într-o matcă prielnică vieții. Le doresc tuturor românilor ceea ce îmi doresc și mie, să avem multă înțelepciune, să nu uităm să ne păstrăm sufletul curat pe cât posibil și să ne dorim cu toții să ne fie tuturora mai bine. La mulți ani, 2016! Pentru anul 2016 doresc multă sănătate pentru toți ascultătorii și cititorii Agerpes. Nici nu știu cu ce să încep, pentru că sunt multe lucruri de spus și cred că toți românii au multe lucruri de spus și și-ar dori multe, drept care eu, în micul meu univers, îmi doresc mie, pentru că doresc tuturor binele,
binele, nu la mulți ani, ci fericire, asta știm să spunem. Dar dacă am putea, noi toți, la un loc, să vrem numai bine, să nu gândim urât, să nu gândim rău, să nu facem fapte rele, pe cuvântul meu, că în clipa aia eu cred că s-ar aduna o stare de bunătate și o energie dirijată către ceva frumos. Asta îmi doresc, jur, și nu numai la anul, de acum încolo, câte zile mai avem, câte mai putem duce fiecare. Dar aș vrea să-i văd pe oameni zâmbind, chiar dacă sunt necăjiți, aș vrea să gândească frumos, chiar dacă au câte un dușman în stânga sau în dreapta. Asta e ce vreau. Asta e ce vreau eu. Iar eu și bărbatul meu, cam asta încercăm să facem în micul nostru univers, în familia noastră și cu prietenii puțin tei pe care îi mai avem. Adică ei s-au împuținat pentru că au avut alte opțiuni. Și asta, de pildă, este un mod de a pierde frumosul din viață, să-ți pierzi prietenii și să-ți pierzi interesul comun sau plăcerile comune. Da, nu știu, aș vrea să fiu mai optimistă și să doresc fiecăruia pentru anul viitor, pentru toți anii viitori, cât se poate de multe lucruri frumoase, dar cred că oamenii trebuie să gândească ei înșiși asemenea lucruri. Da? Doamne ajută și mulțumim pentru ce avem și hai să nu ne lăcomim la prea multe, că asta ne dăunează. Sănătate! Cu drag! În preajma anului nou doresc tuturor românilor viață lungă, bucurii multe, mai multe decât necazurile de care ne izbim în fiecare zi, iar Ager Press-ului aceeași activitate de prestigiu pe care o desfășoară de ani buni și mulți. Dragi români, vreau să vă transmit cel mai cald și mai frumos și mai sensibil și mai lăuntric la mulți ani pentru anul 2016. Vreau să știu că sunteți sănătoși cu toții, că aveți belșug în case, că fiecare dintre voi și-a făcut masă gustoasă și îmbelșugată, că sunteți plini de vitalitate, că vă doriți numai lucruri bune. Vreau să fiți uniți mai mult decât orice pe anul 2016, pentru că uniunea face puterea. Și mai vreau să spun la mulți ani Ager Press, care mi-a fost alături în momentele mele principale din parcursul meu artistic. Mulțumesc și vouă vă doresc tot binele din lume și să ne fie bine și să fim uniți. Asta e tot ce mă interesează. Vă iubesc, vă mulțumesc și la mulți ani! Ta-da-da-da! În pragul noului an îmi doresc nespus să fie pace pentru a ne oferi șansa să creăm artă, să creăm frumos și să putem ajuta pe cei care au nevoie prin muzică. La mulți ani!